mai puține valoare decât cuvântul lui Dumnezeu. Și am plecat de la Moise, care îi sfătuiește pe popor înainte de a se despărți de ei. Îi îndeamnă. El știa de acum că nu o să intre în țara Canaan și atât a putut să participe și el, să îndemne, să asculte de legile și orânduirile Domnului. Și mă gândesc că acest îndemn este valabil și pentru noi astăzi, în care Moise spune, acum Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeu părinților voștri. Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scoateți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Balcor. Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Balcor. Ce însemna să duseseră după Balcor? Să se închine la alți Dumnezeu. La zi. Iar voi care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți. Căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este într-adevăr neamul acesta așa de mare încât să fie acut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum am avut noi pe Domnul Dumnezeu nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Nu mai ia seama asupra ta, ci vechează culoarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi și să-ți iasă din inimă. Fă necunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Acesta este sfatul pe care l-a dat Moise, poporul Israel, și mă gândesc că este valabil și pentru noi astăzi. Avem nevoie de acesta. Ia aminte. Numai ia aminte asupra ta și ascultă de toate aceste sfaturi. Noi vedem profețiile împlinindu-se sub ochii noștri. Deci dorința noastră este să fim salvați sau ca și poporul Israel. Deși trecuse mulți ani de când ieșise din Egipt, față de zile care, în câteva zile trebuia să ajungă în țara Canaanului, dar datorită neascultării s-au lungit mulți ani, dar cu toate acestea Moise le dă curaj, le dă speranță și îi sfătuiește ca să ia aminte la toate sfaturile Domnului ca să poată să ajungă în țara Canaanului. Avem nevoie și noi de aceste sfaturi și de aceste încurajări ale lui Moise, pentru că pe aceeași drum pe care am mers poporul Israel, mergem și noi astăzi în mijlocul neamului de oameni din care trăim. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne dă sfaturi în Ioan 3, 14 la 21. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu aibă, să nu piară și să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că și oricine face răul urește lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă, să îi se vădească faptele. Dar cel lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. În această garanție a făcut Mântuitorul o comparație între șarpele cu
cunoașteți istoria și cred că și copiii au citit măcar o dată Biblia, știe că numai când eram uscat de șerp, numai că priveau la șarpe, la acela, dar aramă. Așa era, așa a zis Domnul. Cine va privi la șarpe, va fi salvat și nu privea lui. Îi se cerea bani, nu trebuia să facă promătanie sau să ducă să închine undeva, mai să privească. Și acum Mântuitorul spune, așa după cum a fost înălțat șarpele în pustie, în fel trebuie să fie înălțat și Mântuitorul. Și ca oricine crede în El să nu piară și să aibă o viață veșnică. Avem nevoie de această credință puternică. Să privim la crucea de pe Golgota, să privim la Mântuitorul și să fim salvați. Mântuitorul ne spune în 5:24. În adevăr, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. De curând ne-am despărțit de fratele nostru, luând în calcul viața aceasta, sigur că ne-am despărțit. Dar Mântuitorul spune că nu. Cine crede în Fiul, are viața veșnică. E nevoie de o credință foarte puternică ca să avem această nădejde și această nădejde care nu înșeală. Dacă Mântuitorul, însăși Mântuitorul ne-a spus cuvântul acesta, adevărat, adevărat vă spun că cine crede și ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. O are, o avem, dacă crede. Dacă punem în balanță, o fi sau nu o fi, sigur că nu avem nicio speranță. Tot Ioan 15:5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțit de mine, nu puteți face nimic. Cel mai important lucru pe care noi ne bazăm de studiu pe vechimea, de că suntem adevăr, cum am primit, cine biserică suntem noi. Dacă nu rămânem în Hristos și tot ajunge ucenicul să fie ca stăpânul lui, ca maestrul lui. Deci noi trebuie să rămânem așa cum rămâne mlădița care aduce stâlpuri. Nu poate să... Chiar dacă ea are ființă, are viață în ea. Dar dacă e despărțită de buciuc, nu poate să mă aducă niciun fel de rod. Deci despărțit de mine, nu puteți să faceți nimic, spune Mântuitorul nostru. 9:11 ne spune, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Mântuitorul continuă să ne lămurească în minte și în inima noastră aceste legături pe care trebuie să le avem cu El și prin ce putem să demonstrăm. Dacă rămâneți, dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea. Deci nu putem să fim, să spunem, am rămas, suntem cu Mântuitorul, dar, eu știu, legea nu e chiar așa. Nu, zicem noi, legea, ca, s-a uscat ca muntele Gilboa, dar Mântuitorul așa ne spune, nu putem să rămânem. Deci, despărțit de El, nu putem. Și El ne spune, și eu am păzit poruncile Tatălui meu. Ioan 16:23. Ultima parte. 24. Ce? Adevărat, adevărat vă spun că orice veșere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină, spune Mântuitorul cu ucenicilor săi. Deci, adevărat vă spun că orice veșere de la Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, e o remarcă pe care ar trebui ca noi întotdeauna în rugăciune când ne adresăm Tatălui. Eu nu mă pot adresa Tatălui direct.
Trebuie să înțelegem lucrul acesta, este de mare importanță. Rugăciunile noastre nu ajung la Tatăl decât prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El ne modelează, El invocă și sângele Său pentru mine, deși eu sunt păcătos. Dar dacă eu apelez la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, rugăciunea mea ajunge la Tatăl. Tot ce vă cere în numele meu veți primi. Avem nevoie de aceasta. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea de cazul, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Mântuitorul nu ne spune mai sfaturi, ne și spune. Eu am biruit lumea. Îndrăzniți. Aveți încredere în mine. În Ioan 14, 13 la 14, ne mai spune Mântuitorul. Și orice veșere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veșere ceva în numele meu, voi face. Este un lucru foarte important să avem în vedere. Deci când ne adresăm în rugăciune Tatălui, Mântuitorul ne face această precizare. Dacă veșere ceva în numele meu, voi face. Deci aceasta este nevoia sau am vrut să scot în evidență lucrul acesta, pentru că Moise ne-a dat sfatul de a asculta. Mântuitorul ne spune că tot ce vom cere în numele Său vom primi. Scurt, vom parcurge câteva fragmente și din Hristos Lumina Lui. Iisus a venit în Galileea și propovădea Evanghelia lui Dumnezeu și zicea: s-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mă gândesc că, raportat la profeții, la cei care le studiază, și noi putem să spunem, văzând ceea ce se întâmplă, uitați-vă dumneavoastră, ne așteptăm ca America să ia măsuri sau influențată de papalitate. Am ascultat un comentariu acum de curând, în urma la evenimentele acestea, care m-a surprins prin ceea ce spunea. America va schimba legea din acea țară liberă în care se mișca omul, nu se mai poate mișca. Ați văzut? Acolo, în orașul acesta unde s-a întâmplat, nu mai poate să iasă oamenii nici din casă. Trebuie să stea în casă liniștit, nici să uite pe fereastră. Vor schimba legile. Nimeni nu poate să mai circule. Deci, se împlinește profeția când arată că această mare putere trebuie să schimbe legea și, sigur, pe fondul, noi am zis, sigur, datorită papalității, iată că evenimentele care o determină trebuie să facă o schimbare în această țară liberă. Tot din Hristos Lumina Lumii, după cum Hristos, lumina și viața oamenilor a fost lepădat de autoritățile eclesiastice în zilele Lui, la fel a fost lepădat și în generațiile următoare. Iarăși, iarăși s-a repetat istoria retragerii lui Hristos din Iudeea. Atunci când au predicat cuvântul lui Dumnezeu, reformatorii nu se gândiseră că să se despartă de biserica existentă. Dar conducătorii religioși n-au vrut să tolereze lumina, iar aceia care o purtau a fost silit să caute pe alții care atingeau după adevăr. În zilele noastre, puțin dintre cei care susțin că sunt urmașii reformatorilor, sunt mânați de spiritul lor. Puțin ascultă de glasul, adică de spiritul reformatorilor. Puțin ascultă de glasul lui Dumnezeu și sunt gata să primească adevărul fără să țină seama de modul în care el poate fi prezentat. Adesea, aceia care merg pe urmele reformatorilor sunt obligați să se îndepărteze de bisericile pe care le iubesc pentru ca să poată vesti învățătura lămurită a cuvântului Dumnezeu. Și de multe ori aceia care caută lumina sunt obligați de către acești învățători să părăsească biserica părinților lor ca să-i poată da ascultare. Deci avem nevoie de aceste adevăruri care să ne lămurească mintea și să înțelegem piatra kilometrică la care ne aflăm. Timpul venirii lui Hristos, ungerea lui prin Duhul Sfânt, moartea lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeia puseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște în lucrarea lui Iisus.
Hristos a stăruit ca ucenicii lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor, așa cum trebuie să avem și noi, neapărat, dacă nu cunoaștem profețiile, nu cunoaștem, suntem pe o autostradă unde nu avem niciun indicator, nu este nicio piatră kilometrică, nu știm câte sute profețiile. Deci, da, de acestea avem nevoie. Referindu-se la profeția dată în Daniel cu privire la timpul lor, el a zis, cine citește să înțeleagă, în Matei 24:15. După înviere, el le-a explicat ucenicilor din toți profeții ce era cu privire la el. Spune în Luca 24:27. Mântuitorul vorbise prin toți profeții. Duhul lui Hristos, care era în ei, vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor sau proroci. Deși lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, zice Amos 3:7 și Deuteronomul 29:29. Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri și binecuvântările Lui va însoți cercetarea și cu respect și cu rugăciune a scrierilor profetice. După cum solia pe vremuri, după cum solia primei venire a lui Hristos vestea împărăția Harului Său, tot astfel solia aceleia de a doua venire a Lui vestește împărăția slavei sale. A doua solie, ca și cea de întâi, se întemeiază pe profeție. Cuvintele Îngerului către Daniel cu privire la zile din urmă aveau să fie înțelese în timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cei răi vor face rău și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege, zice Daniel 12:4-10. Mântuitorul a dat semne pentru venirea Lui și El zice, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Împărăția Lui Dumnezeu este aproape. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngrâneze inimile cu cuibare de mâncare și băutură, ci cu îngrijorele vite acestea și astfel ziua aceea să vină fără vestea asupra voastră. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri, acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Am ajuns la timpul prevestit de aceste profeții. A venit timpul sfârșitului. Viziunile profeților sunt desigilate și avertizările lor solemne arată că venirea Domnului nostru în slavă s-a apropiat. Iudeii au interpretat greșit și au aplicat greșit cuvântul lui Dumnezeu și nu au cunoscut timpul cercetării lor. Anii de lucrare ai Mântuitorului și ai apostolilor lui, ultimii ani prețioși ai Harului pentru poporul ales, i-a petrecut complotând nimicirea trimișilor Domnului. Erau stăpâniți de ambiții pământești și darul Împărăției Scriitoare le-a fost dat în zadar. La fel și astăzi, Împărăția acestei lumi împărățește gândurile oamenilor și ei nu iau seama cât de repede se împlinesc profețiile și nici nu recunosc semnele grăbite apropierii a Împărăției Lui Dumnezeu. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Cu toate că nu putem ști ceasul venirii Domnului, tot pentru ca să cunoaștem apropierea venirii Lui, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vedem și să fim treci și să ne rugăm, zice 1 Tesaloniceni 5:4-6. Acesta a fost cuvântul pe care am vrut să-l transmit în seara aceasta și doresc ca el să aibă puterea asupra minții și inimii noastre să ne trezească și să înțelegem că nu știm. Vedeți?